Dați-mi voie să vă salut și eu în seara aceasta cu salutul care se salută creștinii, Hristos a născut. Binecuvântat să fie acela care a părăsit slava cerului și a venit în lumea noastră să se nască, iar să se nască și în inimile fiecăruia dintre dumneavoastră și iar să fie binecuvântat și înălțat. Ceea ce vreau să vorbesc, vreau să se rezume totul în jurul Domnului nostru Iisus Hristos, pentru că El vreau să fie preamărit, cinstit și binecuvântat. Luna aceasta, pentru foarte mulți, este luna bucuriei. Pentru mulți dintre dumneavoastră, probabil, poate v-au făcut soții un cadou, poate v-au făcut soția un cadou, poate ați primit un cadou de la locul de muncă. Dar cel mai mare cadou pentru fiecare dintre dumneavoastră și pentru mine este Domnul nostru Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui în veci. Să știți că în vremea în care a venit în lumea aceasta, nu toată lumea s-a bucurat. Mă așteptam ca iudeii să fie plini de bucurie, dar n-au fost plini de bucurie pentru că în perioada aceea iudeii așteptau un rege și dintr-o dată s-au trezit cu un copilaș. Să știți că Dumnezeu este un Dumnezeu care îi place să dorească. Și în Ioan 3 cu 16 cuvântul Domnului spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Iubiților, în seara aceasta poate mulți dintre noi n-avem ce să-i dorim lui Dumnezeu. El a dat ce a avut mai scump pentru noi, dar în seara aceasta eu ce am să-i doresc lui Dumnezeu? M-am gândit că primim atâtea cadouri de multe ori și cel mai frumos cadou pe care poți să-l primești în viața aceasta este cadoul Domnului nostru Iisus Hristos. Și poate, după ce l-ai primit, ai deschis cutiuța, te-ai uitat la el și ți-ai văzut de drumul tău. Și mergând pe drumul acesta, poate ai ajuns la spital, ai mers la această cutiuță, ai deschis-o, ai spus, Doamne, am nevoie de Tine, și după ce a venit vindecare, ai pus cutiuța înapoi la loc. Poate n-ai mai avut un loc de muncă. Și ai mers la această cutiuță, ai spus, Doamne, dă-mi un loc de muncă, Doamne, am un examen. Ne folosim de atâtea ori, de Împăratul Împăraților și de Domnul Domnilor, binecuvântat să-i fie numele Lui, doar în situații când avem nevoie. Și El este în fiecare zi la dispoziția mea și la dispoziția ta. În aceste zile, ți-ai făcut timp și pentru Iisus Hristos? Ți-ai făcut timp pentru Împăratul Împăraților și pentru Domnul Domnilor? O spun cu tristețe, iubiților, aseară, ieri, astăzi, parcă două secunde ne rugăm și spunem, suntem plini de bucurie că a venit Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. Oare cu ce ne-am pregătit pentru acest Împărat al Împăraților? Ne-am pregătit cu multă oboseală? Ne-am pregătit cu atâtea bucurii pe masă? Și inima noastră poate este goală, inima noastră poate este fără speranță, inima noastră poate este fără de bucurie. Aș vrea în seara aceasta să te uiți în inima ta. Ce este în inima ta? Este loc pentru Iisus Hristos? Vrei în seara aceasta ca cel mai scump dar să fie și în inima ta? Am stat și m-am uitat la Apostolul Pavel și Apostolul Pavel a fost un om înțelept, a fost un om bogat. A avut toate la dispoziția lui și știți ce spune în Filipeni capitolul 3? Toate le socotesc ca un gunoi. Pentru ce? Pentru prețul nespus de mare al lui Iisus Hristos. În seara aceasta, ce preț are Iisus Hristos în viața ta? Aș vrea să te întreb, iubită, dragă frate și soră, pentru că din locul acesta aș vrea să-mi iei cu ceva. Iisus Hristos este la dispoziția ta în seara aceasta. Vrei ca acest cadou frumos pe care l-a lăsat Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților să domnească în inima ta și să nu fie doar în această sărbătoare, ci să fie în viața de zi cu zi cea mai mare valoare? Dacă ceva prețios avem în lumea aceasta, avem pe Iisus Hristos, avem cea mai mare comoară. Și ceea ce este frumos, că acest cadou Iisus Hristos se potrivește fiecare dintre dumneavoastră. Acesta nu are termen de valabilitate și este la dispoziția fiecare dintre noi. Suntem noi gata ca în seara aceasta să plecăm cu acest cadou frumos în inimile noastre și în viețile noastre? De ziua lui să poți să spui în seara aceasta, vreau ca inima mea să se dea în mâna ta? Suntem gata să facem lucrul acesta? Aș vrea să ne ridicăm în picioare, să petrecem timp cu acest Iisus Hristos și să spunem Domnului, Doamne, ne-ai dat cel mai frumos cadou din univers.
Dă-ne putere să-L iubim, dă-ne putere să-L prețuim, dă-ne putere să-L cinstim. Vrem ca locul suprem în viața fiecăruia creștin să fie acela care a părăsit slava cerului, ca să aducă mântuire în viața mea și în viața ta. Pentru că în seara aceasta, dacă plecăm oricare dintre noi fără Iisus Hristos, este cea mai mare tragedie pe care o putem avea. Aș vrea să intrăm în rugăciune și să spunem Domnului: Doamne, am nevoie de cadoul cel mai mare pentru care l-ai pregătit pentru mine, Iisus Hristos. Intrăm în rugăciune și ne rugăm Domnului. Amin.